Oameni buni, ne-am întors o unitate ATI de pregătită pentru a primi pacienți COVID. Da? Dacă în această unitate ajung un soț și o soție care acasă au doi copii, o fetiță, să zic, de 5 ani și un băiețel de 8, și ei fiind suspecți sau chiar simptomatici COVID, copiilor, conform articolului 7 din proiectul de lege despre care se vorbește acum ăsta cu carantinarea, cu izolarea, cu nu știu ce, copiii sunt băgați, metaforic vorbind, la dubă și duși la casa de copii, tot metaforic vorbind, adică în instituțiile statului. Nu în familie, nu la mătușa, nu la bunici, nu frate, în instituțiile statului. Vrei să vă spun ce vremuri îmi vin în minte? Ce... N-are sens că mă arestează, mă amendează, îmi dă în cap dacă aș spune acum ce aș gândi. Vedeți cum mă autocenzurez ca să nu fie nevoie de cenzura impusă de Consiliul Național al Audiovizualului sau de Consiliul Național al Combaterii Discriminării? Am ajuns să ne autocenzurăm, să nu mai putem vorbi liber. De... Nu e neapărat frică, e o autocenzură. Bă, lui Herjeu și lui Monica Gubernaci și ăstora, bă, le reușește. Dar repet... Eu aș vrea să știu punctul de vedere al doamnei președinte de la CNA a guvernat, sau cum o chemau după Măritiș, sau al lui Herjeu. Voi ce credeți? Ce ar trebui să spunem? Nu vreți să ne învățați ce să spunem la televizor despre proiectul ăsta de lege? Da, mă rog, ce să ne spună? Ei sunt cu amenziile, cu altele. Bine, în articolul 7 din acest proiect de lege se spune, vă citesc așa cuvânt cu cuvânt, zice că în caz de apariția suspiciunii de infectare, contaminare în familie, autoritățile competente vor lua de îndată măsura necesară, adică internarea forțată a adulților, carantinarea, mă rog, nu știu ce, și, atenție, luarea spre ocrotire a copiilor din familie. Bună ziua, domnul Piperea. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Pe scurt, cum e și de ce se poate pune într-un proiect de lege posibilitatea ca, virgulă, copiii unei familii suspecte de COVID să fie luați și băgați în instituțiile statului? E grav și, cum să spun, aș avea o întreagă paletă de cuvinte, de adjective, de atribute pentru astfel de reglementare, dar hai să începem cu începutul, pentru că... Evident, această dispoziție pe care aș citit-o și sper să nu treacă de Senat este de-a dreptul abominabil. Dar există multe alte lucruri care duc la acest gen de dispoziții. În primul rând, vă rog să observați că se vorbește acolo despre suspect. Termenul acesta de suspect știți foarte bine, domnule Barbu, vine din penal. Corect. Suspectul e cel care ar putea să fie sau ar putea să nu fie vinovat. Și care beneficiază de prezumția de nevinovăție până când definitiv este condamnat. Nu numai asta, dar un suspect care poate să devină inculpat poate să fie izolat de societate printr-un arest preventiv, doar că acest arest preventiv este dispus de un judecător. Vă rog să observați că aici este scos din familie suspectul pe baza dispoziției unui medic. Eu nu cred că marea majoritate a oamenilor din domeniu, marea majoritate a medicilor, care sunt oameni cu frica lui Dumnezeu, vorbesc de 99% dintre ei, sunt foarte încântați că trebuie să decidă, în locul unui judecător, să scoată din familie un om cu ștampila suspect pe frunte și, mai mult decât atât, să determine toate acele consecințe pe care le-ați citit, inclusiv luarea măsurii de ocrotire, puneți între ghilimele ocrotire, pentru că în instituțiile din stat, ale statului român, cu privire la care se ocupă cu orfanii și copiii instituționalizați, numai o ocrotire nu există. Știți foarte bine acest lucru. Vreau să vă opresc. O singură secundă vreau să vă opresc. Am primit mesaj și e corect mesajul. Oricum urma să o fac, dar mesajul mă și urgentează în a face precizarea. Undeva în jurul orei 15, președintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, a făcut anunțul care face ca știrea pe care o vedeți, știrea... să nu mai aibă nicio, nu mai are suport în realitate. Deci scoate știrea asta de pe ecran, Teddy. Dar de fapt mai las-o puțin ca să nu zică lumea că era eroare. Nu. Până la ora 3 știrea era corectă. Acum nici acum nu știrea nu este incorrectă. Pentru că e sub beneficiu de inventar ce a spus Ciolacu. Ne-a promis că legea asta, pe care o comentăm și mai ales paragraful pe care îl comentăm acum cu avocatul Piperea, nu vor trece de Senat, unde PSD-ul este majoritar, indiferent de restul partidelor. Deci PSD-ul în Senat poate decide singur.
fără ăia lui Tăricianu, fără anexa absolut bizară a lui Ponta, deci pot decide singuri. Bun, vreau să cred ce spune domnul Ciulacu, deși bravo, corect, crede. Corect, bravo domnul Piperea, și eu stau, mi-am luat și eu marja asta, bravo. Vreau să cred și de asemenea putem să ne felicităm cu toți cei care am atras atenția asupra acestui pericol, dacă s-a convins domnul Ciulacu că este ceva în regulă cu această reglementare. Însă, reamintesc că domnul Ciulacu a fost cel care a pus pe repede înainte în procedura parlamentară această reglementare, care practic a fost făcută astăzi și mâine a intrat în Camera Deputaților și poi mâine a fost votată de 266 de deputați, care sunt absolut convins că n-au citit legea. Nu e adevărat. Dați-mi voie să vă spun și nu ne cunoaștem atât de puțin încât să ne suspectăm că nu știu eu ce vorbiți dumneavoastră sau dumneavoastră nu știți ce vorbesc eu. În Camera Deputaților, oamenii lui Ciolacu, în funte cu el, că e președintele Camerei Deputaților, au votat acest articol 7 cu luarea copiilor de acasă și ducerea lor spre... Mai ales că a fost un amendament, da. Exact. A fost un amendament. Bravo, amendamentul cred că a venit de la doamna Bircea, dacă nu mă înșel, cred. Nu știu. Vă înșelați, dar permiteți-mi să nu pronunț cuvântul acesta, numele acestei doamne, pentru că e periculos. Ne înjură pe Facebook și pe mine și pe dumneavoastră. Deci haideți să revenim la proiectul de lege. Cine ne înjură pe Facebook? O anumită doamnă deputat neafiliată, nu vreau să-i dau numele. Păi de ce, domne? Acum, în timp ce vorbim? Chiar și acum, în timp ce vorbim. Teddy, te rog eu frumos, caută... O secundă, domnul, eu sunt mai puțin sperios. Caută Facebook-ul doamnei Bircea, Teddy, să-l dăm în direct. Te rog frumos. Dacă face vreo referire... Stați un pic. Când a spus că sunteți mai puțin sperios, ați făcut o comparație cu mine. Mă sperie doamna asta de nu se poate. Uite, acum mă duc acasă și încep să plâng de sperietură. Dacă ne atacă doamna Bircel, dacă mă atacă și vă atacă și ne atacă împreună doamna Bircel, ăsta e un semn bun, domnul Piperea, credeți-mă, exact. știu gazetărie bine, nu, de dar tot. Nu vrem să-i facem, sunt convins că nici noastră, așa că și eu, nu vreau să-i fac publicitate. Haideți să discutăm. Dar nu-i publicitate, vreau să știe, nu, domnul Piperea, stați un pic. Știți că în România, vreau să vă spun ceva, domnul Piperea, aș vrea să știți ca și mine că sunteți avocat redutabil. În România se spune așa, într-un lanț de hipermarketuri a fost depistată carne alterată sau cu nu știu ce otrăvuri în ea. Și niciun imbecil din presă din cauza celor de la CNA nu spune în care lanț și românii pot cumpăra în continuare să mănânce și să moară. De ce? Domne, să nu-i afectăm imaginea, să nu-i facem reclamă sau antireclamă. Nu, nu. Dacă doamna Bircel nu-și asumă că e amendamentul domniei sale, e problema ei. Și-l asumă. Păi dacă și-l asumă, e perfect, e un lucru bun. De-aia e deputat, neafiliat și fost ministru al justiției în guvernarea Dragnea. Da, vă ascult. Din nefericire, însă 266 de deputați au votat acest amendament. Bun, trecem în pasul 2. În pasul 2 urmează niște formule juridice introduse acolo de un urgentist, de un doctor de urgențe care la bază este anestezist, care par să fie din filme sud-americane sau din documentare despre perioada nazistă. Uitați-vă la articolul 12, domnul Barbu, și veți vedea acolo o formulă care, dacă ar fi tragică, ar fi caragioasă. Comandantul acțiunii. Comandantul acțiunii sună ca și când am fi într-o revoluție cubaneză. Ori e vorba de Fidel Castro, ori e vorba despre Che Guevara. Am înțeles. După aceea, tot în acel articol 12, se vorbește despre niște grupuri populaționale. Cum vă sună formula asta, grup populațional? Nu e infracțional, e grup populațional. Domne, nu mă provocați că dumneavoastră nu primiți amenzi, domne, și nici somații de la... Păi lăsați-mă să spun eu, că nu pot, nu pot, domnul Iberea, nu vă las, nu vă las. Nu vă las, că dacă vă las, trebuie să dau 20 de telefoane, să cer drept la replică și explicații pe toată gama de persoane care ar putea fi vizată. Este un proiect de lege. E interes public. N-are niciun CNA ce să ne critice aici. Stați puțin. E interes public. Ce spune textul acesta articolului 12? Ordinele comandantului acțiunii, da, sunt executorii imediat. Domnul Ciolacu a acceptat un amendament absolutamente incredibil. Aceste ordine sunt executorii înainte de a fi publicate în Monitor Oficial, pentru că așa a cerut domnul Arafat. Am înțeles. Teddy, te rog frumos, o secundă, domnul Pera, dați-mi voie să-mi fac eu datoria față de mine și față de salariul colegilor și al meu, bineînțeles. Te rog frumos să o sun pe doamna Bircel, să nu facă sejizare cumva, că nu i-am cerut punctul de vedere și să vină CNA-ul să ne bage gheara în gât, ca pițigoiul. Deci... Putem să continuăm.
Domn, vă rog că este, da. vă rog. E important pentru populație. Da, reluați-vă ideea ca să, nu, ca da. Să fie coerentă, reluați-o. Deci, comandantul acțiunii dă ordine și conform cu un amendament acceptat de domnul Ciolacu la acest proiect de lege, ordinele intră în vigoare imediat înainte de a fi publicate în Monitorul Oficial. Sigur că da, putem să facem o acțiune în contencios administrativ și așa mai departe, putem să, ne judecăm 2 ani de zile cu comandantul acțiunii, dar ordinul are efect imediat. Și acum haideți să vedeți cu exemplul dumneavoastră sau al meu. Hai că încep cu exemplul meu. Știți că în Palatul Justiției, unde e Curtea de Apel în principal, în fiecare zi, în fiecare moment al zilei de lucru, sunt cam 1.000-1.500 de persoane. Da. Dacă cineva este anunțat acolo că este suspect de COVID, toți cei care am fost în ziua respectivă în Palatul Justiției suntem grup populațional. Da. Pe baza ordinului domnului Arafat, oricare dintre noi putem să fim considerați suspecti, indiferent dacă sunt sănătoși, simptomatici, am simptomatici, presimptomatici. Și bineînțeles că putem să fim separați de copii și de bătrâni. Sunteți post de televiziune la care cred că lucrează vreo 300 de persoane. Dacă cineva, într-un fel, cum s-a întâmplat la niște televiziuni, știți foarte bine, da. Este declarat suspect de COVID sau chiar este testat pozitiv, da? Da. Deveniți grup populațional toți. Corect. Toți puteți să fiți considerați suspect și toți puteți să fiți scoși din familie, izolați din familie și de copii. Fix așa. De asemenea, polițiștii care... Păi, domnul Piperea, domnul Piperea, vă întreb doar o secundă. Domne, dar poate chiar asta se dorește, domne? Domne, poate chiar... Acum, eu nu merg pe teoria conspirației, domne. Dar îmi fac datoria, în primul rând, față de mine și față de ținuta mea morală ca gazetar pe care o invoc aproape în fiecare emisiune. Domne, dar poate chiar asta se dorește. Da, nu știu ce să spun, nu știu cine a avut ideea de a susține această lege atât de rapid. Oricum, legea nu este scrisă, evident, de juriști, pentru că dacă ar fi fost scrisă de juriști și de oameni normali la cap și nu de anesteziști, de urgentiști, care au un stil de a gândi altfel decât gândim noi. Pentru ei, important este reacția rapidă, iar omul care este rănit nu-și poate manifesta consimță. Doamna Birceal, vă comunic, domnul Piperea, vă comunic că doamna Birceal ne-a transmis că nu poate intra în direct, dar ne trimite linkul, o să dăm imediat acel link, prin care dovedește că ce vorbim sau ce spuneți sau ce spunem sau ce spuneți noi să-și comentăm împreună nu este adevărat, este o manipulare. Ok, da, bineînțeles. Revenind la ce spuneam adineauri, dacă legea ar fi fost scrisă de juriști, nu de medici, și ar fi dat seama toată lumea că noțiunea de suspect nu poate să fie pusă în, cum să spun, pe fruntea unui om normal, obișnuit. Suspectul, din punct de vedere juridic, înseamnă un lucru. Suspectul, din punct de vedere, oricum vreți dumneavoastră, etimologic, înseamnă suspect inclusiv am de înțeles. Faptul că s-a uitat după cine știe. Am înțeles, domnule Piperea, și vă mulțumesc mult pentru precizări. Oameni buni, la telefon nu avem și îmi cer scuze că a stat foarte multe minute să ne aștepte. Doamna Alina Martău, cred. Martău? Martău. Da. Da, lipsea o diacritică de la mine și mi-am dat eu seama că nu se putea numi Martau. Era foarte greu. Deci doamna Alina Martău, medic ATI, medic UPU în Pitești. Ați făcut ceea ce se vede pe ecran, doamna doctor, ați făcut această solicitare, această chemare către Breazlă, către popor, către toată lumea, o scrisoare deschisă, nu legii carantinării și izolării în forma actuală, corectă precizarea, în forma actuală, și nu detașării forțate a medicilor. Vă ascult cu drag. De ce? De ce acest apel? De ce această scrisoare deschisă? În primul rând, nu sunt medic ATI, sunt medic urgentist. Da? Medic, și... îmi cer scuze, medic UPU atunci. Da. Și bună ziua dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, oricând. Știți de ce suntem acest grup de medici și nu numai noi, sunt nu foarte mulți medici în țară, care de 4 luni de zile noi am suportat acele echipamente, acea îmbrăcăminte care este vederea tuturor cazurilor. Medici, unii dintre medici au fost detașați, nu și-au văzut familiile. N-au stat la oaltă cu copii. Nu cred că se poate lua medic dintr-un spital, să-l lași fără personal și să-l duci în alt spital. Practic faci doar o rotire temporară, dar nu rezolvi nimic. Da, doamna doctor, eu vă întreb așa. Cazul de la Galați,
Îl știți ca și mine. 83 de colegi de-ai dumneavoastră sunt pozitivi, unii dintre ei simptomatici, unii nu, dar pozitiv COVID, vor fi izolați, vor fi în tratament colegilor. Acum ideea următoarea. Dacă mâine Galațiu, ca spital județean, zice, bă frate, nu mai pot, echipa mea medicală este decimată și nu mai am cum să servesc cauza luptei împotriva COVID. Am nevoie să vină Alina de la Pitești cu încă 10 colegi să mă ajute. Așa cum s-au dus în perioada de pandemie gravă la Suceava, unde a fost nenorocirea pe care o știți ca și mine, s-au dus cei de la Botoșan, s-au dus cei de la Iași, s-au dus colegii din județele limitrofe sau apropiate să-i ajute pe ea, erau preluați de armată, erau conduși de armată, a fost haos total. Întrebare, v-ați duce sau nu v-ați duce la, atenție, de bună voie, v-ați duce la Galați să-i ajutați sau ați accepta, fără acordul dumneavoastră, detașarea în scris de către minister? Este o întrebare un pic dificilă și vă spun de ce. Dacă eu aș pleca de la locul meu de muncă împreună cu încă 1-2 colegi, la noi nu s-ar mai putea lucra. Și atunci, ce am face? Am lăsat Argeșul cu medici mai puțin să mergem la Galați. Cred da, că la ora actuală, Galațiu trebuie ajutat. Doamna doctor, dumneavoastră știți bine... sau ar trebui să știți foarte bine, de exemplu, că echipele medicale din Covazna și Harghitaș dau două județe pe care Dumnezeu le-a ținut în palmă, cum se spune. Mult mai bine. Așa, sunt degrevate de cazuri COVID, au spitale județene, au medici buni, foarte buni, au echipe de elită și într-unul și în celălalt. Și dacă acum mâine Galațiu are nevoie, hai nu pleacă din Harghitaș și Covazna, au două autobuze, cu asistente și medici să-i ajute pe aia la Galați, că se sufocă 83 de colegi de-ai lor, fiind absolut pe patul de spital? Toți medici ar pleca să-și ajute colegii. Nu cred că s-ar pune problema. Da. Dar trebuie să ne gândim că până acum puteau fi scoase la concurs posturi, puteau fi angajați medici. Și asta e adevărat. Nu s-a făcut lucrul ăsta. Și asta e adevărat. Bine, dacă eu nu v-am întrebat ceva, doamna doctor... Și dumneavoastră, ca medic cupu Pitești, semnatară, alături de alți 4 colegi a acestei scrisori deschise, vreți să spuneți, acum e momentul. Nu, cred că ați întrebat și cred că trebuie tras un semnal de alarmă, în primul rând pentru populație să aibă grijă. Pentru că spitalele sunt arhipline, cel puțin Piteștiul este arhiplin. Da, apropo, Alina, cum e la voi la Pitești? Acum, sincer, care e situația? Spitalul este plin. Din cazurile de COVID în continuu, se fac teste non-stop. Noi avem 3 PCR-uri în județ și automat se fac mult mai multe teste decât în județele care nu au PCR. Și încercăm să facem față... Ultima întrebare. Spune-mi, ai constatat, n-ai cum statistic, nu te-ai ocupat, ești medic, nu ești statistician, dar ai constatat ce se întâmplă cu vârsta pacienților pe care i-ai la UPU Pitești și pe care îi aveți pe saloane bolnavi de COVID? Cele mai multe cazuri de COVID sunt cei cu comorbidități trecuți de 55 de ani. Am înțeles, mulțumesc mult. Oameni buni, îi spun bună ziua lui Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali. Bună ziua, domnule avocat. Salutare, domnul Barbu. Îți mulțumesc, Daniel, că ne ești aproape. Scoate asta și adu-mi și mie, Teddy, te rog frumos, ca să nu uit... Că nu vreau să uit. M-am lecuit de ce înseamnă CNA-ul și normele astea absolut aberante pe alocuri. Adu-mi și mie răspunsul doamnei Birceal sau dă-mi-l pe ecran, fă într-un fel. Mi-l adus scris? E perfect. Că doamna Birceal zice că a mințit Pipera, că eu am comentat un fake news și atunci hai să punem lucrurile în ordine. Îi spun de acum doamnei Ana Birceal. Niciodată nu comentez un fake news. Eu pot greși în sensul în care să nu am o informație completă. Cum se completează, cum o dau pe post. Dovadă, Ana, dragă Birceal, este că atunci când ne-ai dat un răspuns care, sper, îl aștept acum, îl printează, te dici, mi-l aducesc, completează, lămurește, face lumină în situația acestui amendament care permite, cel puțin în formă actuală, să ia statul copiii oamenilor suspecți de COVID să-i ducă în instituțiile statului, lucru absolut abominabil, dacă îmi permiteți o părere, și cred că nu pot, încă n-am ajuns să fim amendați pentru delictul de opinie. Sper că CNA-ul nu o să ajungă foarte curând, nu știu că va ajunge vreodată, să amendeze gazetarii din televiziuni doar pentru că își spun părerea.
Sper că Monica și cu Hergeu și cu ăștia nu vor face, nu vor merge repede, repede până acolo. A nu știi niciodată. Și atunci vă spun eu, în momentul în care președintele României a spus ceva legat de Ardeal, UDMR și niște tranzacții oculte politice, bineînțeles, în Parlament și mi-am permis să am un punct de vedere, mi s-a spus că n-am cerut și punctul de vedere al UDMR-ului și a fost amendat postul B1 TV. Eu vă spun așa, UDMR-ul nu acceptă să intre în emisiunea mea și în multe alte emisiuni niciodată. Este foarte greu să le faci dovada că le-ai cerut, adică trebuie să te duci în tribunal aproape săptămânal să arăți mail-uri, SMS-uri, d-alea, cum se cheamă, Teddy, de aveți voi și n-am eu, cum? WhatsApp-uri. Păi băi, eu fac presă, acum întreb, păi băi, retoric. Hergeu a citit pe prompter ani de zile. Bă, Hergeu, ok, nu știu dacă gazetăria înseamnă să citești pe prompter. Poate da. Eu nu știu dacă atunci eu nu sunt gazetar deloc. N-am citit o silabă, la mine n-a funcționat prompterul niciodată din ianuarie 90 până acum. Absolut niciodată. Tot ce vedeți că vorbesc bine, rău, mult puțin, prost, cult, incult, academic, licențios, vorbesc Hergeu fără prompter. La mine nu e nicio duduie cu craci lungi și ochi migdalați care dă prompterul ca să citesc Hergeu. Culmea e că am înghițit un prompter când eram mic. Eram mic și am înghițit piesele unui prompter. Și pot vorbi liber pe Hergeu. Întrebarea mea este ce facem? Presă sau dosare justificative că i-am cerut punctul de vedere domnului Kelemen Hunor? Sau cui vrei tu de la UDMR? Ei niciodată nu acceptă. Și că tot nu acceptă niciodată, se duc la voi, vin la voi, la CNA, unde aveți cel puțin doi, dacă nu chiar trei, membri cetățeni români de origine maghiară. Asta nu înseamnă că ar fi ceva rău, e ceva chiar bun. Știți că România e model de coexistență între majoritate și minorități? Și fac jalbă. Bine, hai că n-are sens. Să nu crezi, Hergeu, că-ți spun toate astea, nici tu, Monica, nici tu, Hergeu, le spun din vreo frustrare. Nu, bărbații adevărați n-au frustrări de genul ăsta. Dar pierdem timpul. Fac birocrație la B1 TV în loc să fac presă. Fără acest amendament, legea carantinei riscă să fie declarată neconstituțională în baza deciziei CCR, numărul cutare din data cutare. Amendamentul cu copiii, luatul copiilor de acasă în cazul în care familia e suspectă, tatăl, mama sunt suspecți de COVID, pe care l-a depus privind protecția copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi. Amendamentul cu pricina nu impune nicio măsură, ci doar face trimiteri la legi speciale care astăzi sunt în vigoare. De exemplu, pentru copii se aplică legea privind protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi. Oh, deci e bine, mă! Gata, Ana Birceal! Draga mea, Ana Birceal, bravo, tată! Deci amendamentul e al tău, al dumneavoastră, pardon, doamna deputat neafiliat, fost ministru al justiției în Valoroasa. Impecabilă guvernare, Dragnea, cu cei trei premieri ai lui. Bine, salut! Practic, acest amendament doar prevede înștiințarea protecției copilului sau a persoanelor... Dai mă puțin. Deci, unde a rămas? Mi-ai mutat ăsta să strească ție... Unde eram, practic? Așa. Practic, acest amendament doar prevede înștiințarea protecției copilului sau a persoanelor cu dizabilități de către autoritățile că la adresa X este un copil sau un bătrân. Deci, bravo, mă! Bă, femeie puternică, doamna Birceal. Femeie puternică. Nu numai că își asumă amendamentul. Își justifică. De ce trebuie luați copiii de acasă și duși în instituțiile statului dacă părinții sunt doar suspecți de COVID? Daniele, te salut încă o dată și vin la tine după 2 minute 3 ca să discutăm și cu tine și cu doamna senator Cati Andronescu și cu Cristi Zeidler, un subiect extrem de important. Revenim imediat. Am rămas cu 10 rânduri necitite din răspunsul doamnei Birceal. Atât, nu confiscă niciun copil sau bătrân, nu îi duce la orfelinat și alte idioțenii scrie de unii, alții. Scrise, doamna Birceal, scrise, nu scrie. Fără acest amendament este riscul ca un copil care nu are pe nimeni decât ruda intubată la ATI să fie singur în casă. De unde să știe protecția copilului sau a persoanelor cu dizabilități că la adresa X este un copil sau o persoană paralizată, singură, care are nevoie de ajutor? Dumneavoastră preferați să fie uitați în casă, pe bune? Pe bune?
Dumneavoastră preferați să fie uitați în casă fără să știe nimeni de ei. Asta face acest amendament. Doar notifică că e cacofonia aia lui Birceal. Asta notifică că cineva are nevoie de ajutor. Nu impune ce măsură să se ia. Dacă sunteți ridicăl, dacă sunteți de bună credință, încetați cu această manipulare. Concluzie. Cu sau fără acest amendament, se aplică legile specifice care sunt astăzi în vigoare. Acest amendament doar spune că cineva, o autoritate, trebuie să notifice că la adresa X se află un copil sau in bătrân care are nevoie de ajutor. Dacă nu este nimeni obligat, dacă nu este nimeni obligat să anunțe riscul, este să nu se știe, pentru că acel copil sau bătrân nu are pe nimeni, Doamne, în ce limbă e scrisă, pe lume, pe nimeni decât pe pers bolnavă. Și au fost, și au fost cazuri în practică. Bună ziua, domnul Fenechiu. Bună ziua. Înțeleg că discutați tamam pe legea asta. Da. Vă ascult. Păi sunt două probleme fundamentale care ne despart pe noi. Sper că guvernul și Partidul Național Liberal pe de o parte de Partidul Social Democrat. Prima dintre ele vizează internarea forțată, cea de-a doua vizează tratamentul asimptomaticilor. Mai pe românește, în lumina deciziei Curții Constituționale, care spune că măsurile care urmează să fie luate trebuie să fie graduale și cu respectarea drepturilor omului, reprezentanții Partidului Social Democrat solicită ca în lege să fie inclusă o procedură în care decizia internării persoanelor contaminate care nu doresc să fie internate să fie luată de un judecător. Adică, mai pe românește, dacă ești descoperit contaminat și nu vrei să te internezi, medicul și DSP-ul să nu poată face nimic împotriva ta decât să ceară un mandat, o hotărâre de la un judecător, acea hotărâre urmând să acopere consimțământul tău, motivul fiind evident acela de a proteja societatea. De cealaltă parte, guvernul și Partidul Național Liberal spunem așa: în momentul în care o persoană este contaminată și refuză internarea, el va fi internat forțat, având posibilitatea să se adreseze instanței de judecată din poziția de internat forțat, din secunda imediat următoare, situație în care societatea este protejată, pentru că respectiva persoană nu poate fi inconștientă și nu poate să îmbolnăvească alte persoane, iar controlul judecătoresc este asigurat la cerere dacă persoana respectivă își dorește. Ăsta este primul motiv de divergență majoră între noi. Al doilea motiv este acela că, tot în lumina aceleiași decizii a Curții Constituționale, Partidul Social Democrat dorește ca în lege să se stipuleze că persoanele asimptomatice nu pot fi internate. Secretarul de Stat Arafat spune că persoanele asimptomatice pot transmite la fel de bine boala ca orice persoană simptomatică, iar decizia internării sau neinternării nu trebuie să fie luată printr-o lege, ci trebuie luată de personalul medical, care poate aprecia de la caz la caz. Evident, în cazurile simple s-ar dispune o carantină la domiciliu, în cazurile mai complicate o carantină în spații special amenajate, că nu sunt obligatoriu să fie spitale, iar în situația în care se impune internarea, s-ar interna și persoanele asimptomatice. Mulțumesc mult de tot! Cristi Zeidler. Bună ziua! Păi, dacă bine mi-aduc aminte cum arată studionul B1, dă cu vedere spre Calea Victoriei, da? Da. Dacă pe Calea Victoriei un individ umblă cu cuțitul însângerat și urlă omor, vă omor, ce facem? Îl lăsăm să se plimbe liniștit, mergem la judecător prima dată, îl întrebăm, nu vă supărați, putem să-l oprim, putem să-l dăm deoparte, eventual să-i punem cătușe, eventual să-l... Deci tu, Cristi, tu spui așa, fii atent, întrebare, și răspuns după 2 minute de publicitate. Tu compari un scelerat care poate apărea pe Calea Victoriei cu cuțitul plin de sânge și amenințând viața oamenilor cu un suspect de COVID care, în urma acestui proiect de lege, așa cum este el acum, își poate duce, el și soția se pot duce la ATI, la spital, iar copiii la instituțiile statului. Răspunsul după 2 minute. Ne-a cerut doamna deputat Birceal să intre în direct și în mod firesc acest lucru a fost imediat pus în operă. Bună ziua, doamna Birceal. Bună ziua, domnul Barbu, și sper că producătorul dumneavoastră v-a explicat că ceea ce ați citit dumneavoastră era o conversație între mine și dânsul, în care încercam, fiind în același timp online la ședința Camerei Deputaților, încercam să vă explic ce face de fapt acest amendament, da? Și eu cred că mă știți de mult prea multă vreme ca să vă dați seama că nu fac niciun gest și nu aș fi propus niciodată o măsură care să aibă efectele pe care inclusiv dumneavoastră le-ați tot spus în spațiu public. Deci, în fapt, acest amendament
nu face nimic altceva decât să respecte și să acopere o sugestie și o recomandare și o solicitare a Curții Constituționale, tocmai ca această lege să nu riște din nou să fie declarată neconstituțională pe acest aspect. Că avem decizia 458/2020, care spune foarte clar că măsura de ocrotire a minorilor sau altor persoane aflate în situații vulnerabile trebuie să fie reglementată. Și atunci, ce face acest amendament, domnul Barbu? Acest amendament nu adaugă la legea specială și juriștii, e adevărat că este un limbaj foarte tehnic și tocmai de aceea probabil că a dat naștere la atât de multe controverse, dar cei de bună credință au înțeles că, în fapt, acest amendament nu adaugă la lege, ci doar face trimitere la legile speciale care sunt acum în vigoare. Și dacă vorbim de legea privind sau legile, reglementările privind ocrotirea copiilor, v-am și spus că acest amendament trimite la aplicarea legilor, în speță legea 272/2004, care la ora la care noi vorbim acum este în vigoare. Mai netehnic spus, acest amendament nu face nimic altceva decât să spună o autoritate, în speță din discuțiile cu domnul... Doamna Birceal, mai am 10 secunde, îmi cer iertare, mai am 10 secunde să termin emisiunea, vă propun... Deci, domnul Barbu, cu sau fără acest amendament, tot legile care sunt astăzi în vigoare... Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult de tot! Dacă doriți, mâine vă stau la dispoziție să continuați pledoaria pentru amendament. Rămâneți cu bună România, Răzvan și Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!